în acest episod o să mă mutăm numele 4950, care de asemenea sunt unele dintre cele mai ușoare numele de montat din această colecție. Hai să mai stăm pe gânduri și hai să începem! Hei, salutare și bine v-am regăsit la un nou episod! Astăzi o să montăm Aro 240, dar înainte de începe am câteva anunțuri foarte speciale, exact. Mâine, pentru că este 1 decembrie, mai exact ziua națională a românilor, o să fac un episod foarte special, adică nu e un episod, ci un anunț despre noul meu film, un film, un fel de serial, noul meu serial special, Octavia Nica, de fapt un serial cu Crăciun, gen cum a fost filmul acela Five Gang, dar că eu să încerc să fac un serial, de fapt, cu minifigurine Lego, pentru că, da, singurele opțiuni, adică singurele chestii cu care, adică singurele chestii cu Lego din canal o să fie doar filmele, adică gen animații, și alte chestii pe care nu o să le discutăm pentru că am ceva important de zis, pentru că în acest episod o să montăm numărul 49 pe care deja l-am desfăcut și numărul numărul 50. Și cei care nu au urmărit episodul trecut, ei bine, nu cred că o să știți ce se află înăuntru mulți, cred că știți mulți, nu? Exact. Legendara cană Aro 240. Așa. Pe care scrie cine are nevoie de străgi? Străzi. Eu am propriul meu Aro 240. Și scuzați de engleza asta cam sucită, dar totuși. Sunt cam obosit și extenuat pentru că deja am asamblat puțin din număr și în plus am făcut deja o filmare care a durat 9 minute și deja m-a enervat pe creier, adică gen, pe lângă că am făcut un număr, nu prea mai pot să fac ceva, cred că aș putea să recuperez, dar nu prea, nu știu. Aici avem cana specială Aro 240 în care puteți să vă beți cafeaua dacă sunteți adult, sau dacă sunteți ca mine un copil, puteți să vă beți ceaiul, laptele, sau sucul vostru, Coca-Cola, Pepsi sau chiar Fanta în cana cu Aro, ca să vă simțiți mai român decât românii. Da, așa cred că ar fi un slogan, gen cine are nevoie de străzi? Eu am cana Aro 240. Sunt mai român decât românul. Da, asta ar fi un slogan inventat de mine. Acum o să deschid puțin cartea asta, manualul ăsta de instrucțiuni, pentru că deci avem ceva important de montat. Cum vedeți, am adus și bestia AK Aro 240. Și chiar mi-e învază că unele fire nu prea și mai au sensul pe aici, adică mai mult mă încurcă decât să mă descurce, dacă înțelegeți. Sau mai mult decât să, mai bine în loc să, nu știu, să-l întorc, mai bine aș face chestia de genul, dar mai bine să întorc macheta asta, dar mai hăldău de machetă. Și apropo de machete, pe camera secundară, apropo link în descriere, pe camera secundară o să vă prezint în curând al doilea episod în care să vă prezint Tesla Cybertruck. Știu că uitați cam așa Tesla Cybertruck la mine. Este deja, a trecut mult timp de când am început chestia asta, pentru că nu mai continuat, am vrut să abandonez proiectul, dar am zis, bă, frate, adică eu sunt un copil care îi place Lego, care eram obsedat de Lego de când eram mic și nu pot să fac o mântă de mașină, un amână pick-up. Și da, partea asta nu este atașată, dar încerc să tot o fac să stea, pentru că vreau să vă arăt legat de unghiul ăsta că se vede foarte multă atenție de ochi și se vede foarte multă inteligență ca să poți să faci un unghi așa de frumos și perfect. Cum vedeți, am făcut un unghi foarte bun. În sfârșit. Am bușit aici chestia asta și da, pisa asta, dacă mă întrebați și cu garoa asta de aici, e ca să o atașez asta, roata aici ca să stea momentan pentru următoarele update-uri, dar oricum o să vă anunț pe parcurs. Și chiar vreau să vă zic că deja a venit timpul să montez Aro, dar deja știți, din thumbnail, oricum. Opa, filmul deja de 4 minute și vorbim despre prostii, hai să montăm o dată chestia asta. Să-l puțin, dau cana mai la o parte ca să nu urănesc cana sau
s-a să dărâm arul ăsta, că șanse sunt, pentru că nu-s prea genial cu chestii de genul. Prima dată avem nevoie de piesa asta care e deja montată. Și da, o să vină un număr cu roți. Și scuze de calitate sa cam proastă, dar nu prea am habar ce fac. Mai bine știți, o să revin după ce termin de monta, pentru că o să-mi iau foarte mult. Bun, am revit după montaj. Deci chiar, pe une, chiar m-a făcut să mă întreb ce am făcut greșit viață ca să mi-e așa ceva. Da, deci montajul s-a fost atât de greu încât mi-am sorit și crei la partea asta chiar, pe bune. Deci nu vreau să mai ating partea asta, că poate... Așa, am pus firul ăsta, că poate ziceam... Că na, că m-am încurcat firul ăsta, știți, când puteam de firul ăsta, că trebuia să-l luau fiecare dată cu penseta mai sus. Și gata cu 49, cred, nu știu, exemplu, ce zicem... În sfârșit, deci, ați văzut așa, ca să-mi vă dau țeapă, că ghidul de montaj ne spune să montăm... Ultima parte, aici, deci clar, aici mi-a fost foarte greu să înțeleg sistemul, dar... E și vina mea puțin când m-am uitat. Și aici avem capacități demonstrate, AR240. Dar nu știu dacă v-am citit chestii astea de genul, dar nici nu prea îmi pasă. Acum, hai să din la motor număr. Bun, hai să mutăm atahara asta undeva ca să poți deschide revista. Ok. Bun, am revenit cu macheta. Mai exact cu numărul 50. Opa, și sunt ca pe penseta. Da, cam așa sunt eu, chirurgul Octavianica. Așa îmi place mie să procedez cu fiecare revistă, iau câte ceva scuții și pun în revistă acolo, la capă și mor acolo revista să piasă. Mamă, când desfac pachetul sunt Godzilla, că mai puțin și dărâm totul. Și avem niște fost foarte complicate, așa desfacem mai repede puțin, că na. Nu vreau să pierdem puțin timp din video. Gata. Și aceasta e partea în care să montăm ce mai easy peasy. Nu spune că e un montaj de la easy peasy cu doar două pagini. Dacă e de la filmesc, montez totul direct. Avem aerisire standard. Aici vă bați pe aerisire. Sigur, acest pe în căutarea viitorului. Deci aici se modernizaro. Aici sunt Mercedesuri și aici sunt ai frate, nu o spune că e așa de easy peasy. Asamblarea completă. De ce vrăja? Se pune doar chestia asta peste, nu știu, undeva pe aici. Asta e montajul, bă, ce țeacă mi-am luat. Ok, de scuzați pentru pauza asta, dar nu știu, că acum de ce filmam eu ca pomul în sinea mea, pur și simplu s-a oprit filmarea. De ce? Păi, răspunsul meu sincer este că s-a oprit din cauza, cum spune, spațiul de stocare, că am tot avertizat. Spațiul de stocare este insuficient. Apoi ce să zic? Stați, uite-ți. Aha, acum am și cum să pun chestia asta. Gen, de fapt, să fie în găurile astea. Gata, nu știu ce am să fac și cum să montez chestia asta. Deci unde e partea cam clean, gen partea asta clean, unde e să vin partea asta, să fac chestia asta așa. Stați puțin că eu... Aha, deci acum am și cum să montăm. Și mi-am aceea 3 șuruburi, easy peasy. Fosim 2 șurubenițe, pentru că de ce nu? Crazy man. No, fain ar fi fost să montez cu șurubenițe, cu 2 șurubenițe, 2 chestii. Asta ar fi imposibil, ca să fie și cineva care să țină. Ok, avem 3 șuruburi, efectiv, deci 3 șuruburi. Mă gândisem de ce aveam 4 șuruburi. Dar, bine, o șurubeniță e pentru... Chestia asta că e magnetică. Și-a dat pentru că este mai nouă, știți? O șurubeniță mai strong înseamnă o șurubeniță care chiar montează bine. Deci sunt speed, gen la montaj cu șurubenița sunt foarte speed. Bine, depinde că dacă să nu fiți prea speed ca mine, deoarece 2 secunde de neatenție de ajuns și puteți să rupeți șurubul și
să-l mai scoateți foarte greu este. Doar cu ceva aproape extraterestre. Dar oricum, a fost o mică interferență, pentru că, da, știți cum am zis, s-a întrebat, bă, și m-am speriat atunci, gen, dacă m-am văzut că am dat puțin din mână, m-am speriat rău, am zis, bă, ce-a fost aia? O venit extraterestri, mi-o întreb filmarea, da, nu prea. Și chiar vreau să vă mulțumesc pentru apreciere, deci chiar sunteți și mai tare la videoclipul ăsta cu Romeme, adică cel dinaintea live-ului, chiar vreau să vă mulțumesc pentru că voi chiar mi-apreciați munca și na. Adică că eu chiar atunci chiar am muncit foarte mult, gen, voi credeți că m-am jucat și am vorbit în același timp, păi cum să fiu atent la două lucruri, pentru că da, de ce nu? Și apropo de chestia asta, o să fac un videoclip în care să fie behind the scenes la videoclipul acela cu Romeme. Da, exact. Pentru că al videoclip nu pot să mai dau ca exemplu, pentru că n-am făcut videoclipuri de genul, da? Totuși, cam atac cu numărul de Aro. Hai că mă doar și mușchii acum pe bune, chiar mă doar mușchii pe bune. Deci, două numere, foarte mult stres, da? Pentru multe nimicuri. Și uitați, și ca să vă spun din experiența mea cu alte numere de genul, vă spun cam așa o să vină, cam așa de genul o să vină numerele montate, toate așa. Nu așa că se potrivește chiar așa de bine, pentru că trebuie să găsești o anumită poziție ca să se potrivească. Că te-am găsit poziția, cam așa o să vină roata, să vină doar cauciucul și partea de acoperire pentru o parte din astea două la roți. Din o să vină o parte montată cam așa și o să avem roata. În pachetul următor, desigur. Cam atât de aici, Octavenica de aici. Vă salut din studio, să aveți o seară cât mai plăcută. Și scuzați că am făcut prea multă filmare, adică gen, am filmat prea mult, dar nu am observat cât de mult a trecut timpul. Deci, baftă!